Producătorii și agenții economici din piața centrală a Ploieștiului au fost astăzi controlați de oamenii legii. Aceștia au vrut să vadă dacă au acte de proveniență pe marfă și dacă se face evaziune fiscală. Pentru a fi sigur că nu scapă de control, peste 200 de jandarmi au format un lanț în jurul pieței. Nimeni nu a putut părăsi locația. Cum era de așteptat, problemele nu au întârziat să apară. Vânzătorii au încercat să ofere diferite explicații pentru lipsa actelor, însă asta nu i-a scutit de plata amenzilor sau de confiscarea mărfurilor. Doamna nu are documente, nu are... Ce nu are? Ce nu are, doamna? Da, știa ce vă trebuie ca să vineți la piață? N-am știut. N-am știut. A reușit să o scape din piață, că sunt jandarmii foarte multe aici. Nu o să scape, bine trebuie să scape. Și confiscați toată marfa. Deocamdată o cântărim, vedem ce cantitate este și... Dacă nu are documente, o să fie confiscat. Și pentru că a vrut să fugă, ce riscă? O sancțiune. Cum să rămân, doamnă, fără marfă? Că nu am actul la mine, ei acasă. Am fost la marfă și au rămas acasă. Cam câte kilograme de cartofi? Vreo 200 de chile, ce Dumnezeu? Asta am și probleme ca toată lumea. Cum să merg? Păi, vă dați seama, e 6 milioane, care noi nu avem ce să mâncăm. Stăm și noi ca toată lumea aici la urmă. Mă duc în 5 minute, aduc actele, ce Dumnezeu? Vânzare nu-i deloc, deci nu-i vai de noi aici toată ziua. Este, nu este, suntem la datorii, să fiți spățem să mătăm. Și dumneavoastră rămâneți fără marfă? Poftim? Și dumneavoastră rămâneți fără marfă? Mi se confiscă? Nu, mamă. Are documentele. Am documentele. Au fost organizate acțiuni de amploare în toate piețele ploieștene. La activitățile de control au participat peste 150 de polițiști și de jandarmi. Totodată au participat și specialiști din cadrul altor instituții abilitate în activitățile de control. S-a urmărit atât legalitatea deținerii cât și a comercializării mărfurilor. Totodată a fost verificată și calitatea comercianților care pretindeau că sunt și producători agricoli. Au fost controlați 250 de producători și firme, s-au aplicat amenzi în valoare de 80.000 de lei, s-a întocmit un dosar penal pentru evaziune fiscală și au fost confiscate 10 de tone de legume și fructe.